Bună, Lili. Bună, Dorin. De unde ai topul? Măi, nu mai știu de unde l-am luat ăsta. Nu mai știu, trebuie să mă uit pe etichetă. Baby, zi-mi și mie, te rog, de unde am luat ăsta? Berșca. Da, din Bershka. Mamă, ne mai trebuie 22K puncte ca să intrăm în top. Vă las un pic cu iubita mea. Mamă, ce ochi am. Da, și Nu ea. doar tu. Da, și tu. Păi și eu, da. Nu a zis nimeni nimic rău de Antonio. Nici noi nu am spus. Ce unghii ai? Pe astea. Doamne, dar aia chiar nu se vede. O să pun ceva. De la lumină. Deci. Superbe unghiile, mulțumesc. Ți le fac singură, păi dacă mă ocup cu asta, mi le fac, le am toate acolo. Când mai faci și tu live? Nu știu, sincer. O să mai fac și eu. Superbe unghiile, mulțumesc. De ce nu faci live când faci unghii? Dar am mai făcut asta. Am mai făcut. Da, așa e, Carmen. A intrat și Marius. Marius, vino să ne jucăm. Te-ai tuns scurt? Nu sunt tuns. Mi-e fără cât să Gen să pui telefonul undeva sus, se vede unghiile. Nu știu, dacă e să fac cuiva, nu cred că pot să fac asta, pentru că eu vreau să mă concentrez foarte mult pe clientă și ce-și dorește și nu pot să fiu în două părți și pe live și pe și atent acolo. Sunt puțin obosită, ce-i drept. Am dormit toată ziua, cred că am dormit și m-am trezit așa cu fața asta de obosită. Să-mi las părul cu mai naturală. Păi asta fac, uite, crește. Și așa las. Las să vede urât. N-am ce să-i fac. Păi să filmeze clientă sau ceva, dar nu m-am gândit niciodată să le pun să facă asta. Noi stăm acolo și burfim ca fetele. Nu cred că ne arde nouă de live-uri. Ce se mișcă telefonul ăsta aici. Păi da, adică nu pot să pun pe ea să filmeze. Pot să pun și eu telefonul undeva, sigur că se poate, dar nu cred că îmi place mie să fac asta. Scuze-mă, Valentina, nu am văzut comentariul tău mai neodată. Bună, Ana! Ți-ai făcut prietene acolo de când te-ai mutat cu Ion? Sincer, eu nu prea sunt genul de fată care să aibă prietene și chestiile astea. Hai, Îl scriem am pe el albastru! și ca prietenă și ca soră și ca tot aici. Da, are prietene. Ești prietenă și cu Ana lui Marius. Da, dar Ești... nu genul de prieten cu care să vorbesc zi de zi, să ies, sau chestii de genul. Acum, dacă te-ai reunit cu Ana, bre, pe noi. Ah, da, Ana. Îmi ziceau, vorbeam cu oamenii mai devreme pe la ora 10 pe live și le spuneam că gen încă un lucru foarte bun
care s-a întâmplat, pentru că eu cu Alex am început să vorbim din nou, e că tu cu Ana v-ați relegat prietenia, pentru că voi, până la urmă, n-ați avut nicio treabă una cu cealaltă, gen negativă, să zici, că aveți motiv să nu mai vorbiți. Și cred că ți-am și spus că m-am bucurat foarte tare când am început să vorbesc din nou cu ea. Avem și ce vorbi cu ei, știi? Avem lucruri destul de multe în comun. Mulțumesc pentru cireșică. Cireșică. Lasă-și. Zicea că ați vorbit de... Păi chiar au vorbit ca niște surori. Andreea, Cristina, te pupăm. Eu sunt Pantera și e Cireșica. Eu cu Ana m-am înțeles foarte bine de dinainte să intrăm în casă, adică când ne filmam, gen, pentru a intra în casă. Am fost... S-a văzut, de fapt, și în emisiune că am fost foarte bune prietene. Nu cred că m-am certat niciodată cu Ana. Bucur, Oana, Cătălina, Ciobănescu, Silvia, mulțumim că ne urmăriți! Bună seara! Trebuie să urmărești, Cosmina, ca să vezi. Ba, avea un motiv și eram eu motivul și mă simțeam vinovat pe treaba asta și acum mă simt bine că nu mai există motivul ăsta. Adică nu am slăbit. Eu am slăbit. Ferește de prieteni. Nu sunt ei genul de oameni de care să mă feresc. Nu ne mai uită la mirea asta de când ați plecat voi. Îmi pare rău, mă și bucur, îmi și pare rău. Uite, vezi? Ochi albaștri și ochi feresc. Unde? La noi pe live? Sus. Da. Pupici, Raluca frumoasă, mulțumesc și eu te pup. Emisiunea este deja difuzată, depinde de la care te referi. Băi, ce ochi aveți? Da, și acum că nu e aici, sper ca copiii noștri să aibă ochi albaștri. Dacă am început cu aia. Să aibă ochi mei. Fugiți la insula iubirii? Fugiți de insula iubirii, ai vrut să zici. Ești o fată foarte bună, te admir mult de tot. Nu văd niciun comentariu cu ce norocoasă ești, că ești cu Ion, cum primesc eu. Nu văd niciun comentariu, ai grijă de Ion, e băiat bun. Nu văd niciun comentariu, vai, fată, Ion, nu văd comentarii de-astea. Ion Raluie la volan, da. Dar final nu joc, poți. Tu ești norocos că o ai, auzi, ce norocos e Ion cu tine, ce norocos ești, Ion. Raluca să fie fericită cu Ion. Merită Ion ca Raluca să fie fericită cu el. Ce drăgușori sunteți. Copiii pot avea ochii turcoați? Bineînțeles. Stăm așa să ne vedem. Hei, să rămână, mulțumesc frumos! Șoia în cap. Da. Și cu alții eu nici mici, uite și ăsta frumos comentariu, mulțumesc mult, vă meritați, mare vorbă treaba asta, și ea pe mine și eu pe ea. Și tu norocos că există așa fată, să rămână, vă mulțumesc frumos, așa îmi place, să fie obiectivitate. Nu mai empatizați doar cu partea feminină, nu e vorba că s-au sensibilizat bărbații, dar ne-am săturat să fim atât de demonizați. Nu-l mai gândi, lasă, da, păi gata, mi-a ajuns. Mulțumesc, gata. Pumă cât te pup, da. Corect și asta. Pupici.